lacom de câștig. De la proroc până la preot. Ce stare jalnic era în poporul evreu. Frați și surori, pentru noi care slujim, vreau să vă spun ceva. Fără plată am primit, fără plată trebuie să dăm. Amin? Uneori, nu la biserici mici, Că ea săraci, când îi mai văd, eram într-o biserică, făceau un frate de la învon colecta. Zice, hai și lua pe frate, să vedeți cum îi lua. Pune și tu un bănuț, zice, să le dăm la frate, să aibă de motorină. Mă, frate, Doamne artă, mă, cum să vă iau bănuții voștri de lemne? Dar îs, sigur, unde faci kilometri mai mult și acolo se acoperă motorina. Și este ceva normal. Însă este anormal și total greșit și un păcat mare înaintea lui Dumnezeu. Să iei de zeci ori mă motorina. Și te-ai dus cu avionul sau cu elicopterul? Ne păzească Dumnezeu la asemenea duhuri de rătăcire. Tot la fel de grav, încă mai grav decât asta, este să ceri. Cum să cer? Cum ar fi să mă chemați unul dintre voi? Hai mă, Paule, cu noi, nu știu, în vârful munții, el uneva la o bisericuță în Bistrița, să predici. Și o să zic 300 de euro, mă, Mă, n-ați spune voi despre mine că-s hoț și harba. da? Și exact așa ar fi! Mă, nu pot ca omul lui Dumnezeu să mă cobor în mocirlă și să fac din numele lui Dumnezeu o sursă de câștigi! O, Doamne! O, Doamne! Ce grav și ce greu va judeca Dumnezeu lumea! Știți de unde va începe judecata lui Dumnezeu? De aici! Să ne ajute Dumnezeu! să trăim așa cum vrea El, pentru ca în clipa venirii Lui să fim găsiți gata. Nu pot să condiționez slujirea mea de nimic, nici de o sumă de bani, nici de un tarif, pentru că cuvântul Domnului spune că în slujire trebuie să mergi fără nicio pretenție, indiferent că ești predicator, cântăreț, proroc și așa mai departe. Apoi, vreau să să citim ceva, pentru că tot am auzit că vrednic e slujitorul de plată. Unde, unde, unde scrie că trebuie să-mi umple cineva tolba cu bani? Unde scrie lucrul ăsta? Haideți să vedem în ce context spunea Domnul nostru Iisus Hristos că e vrednic lucrătorul, că până la urmă nu mergi în lucrarea Domnului, ești vrednic de plată. Luca, capitolul 10, cu versetul 7, auzi care-i plata lucrătorului? Nu-i nici ronul, nu-i nici euro, nu-i nici lira și nici dolarul. Să rămâneți în casa aceea, unu, asta e plata, să mâncați și doi, să beți ce vi se va da. Amin! Mai mult, cine face mai mult și îl fură pe Dumnezeu, este problema lui. Vine vremea când Dumnezeu ne trage pe fiecare la socoteală. Cum ai făcut, așa vei fi judecat. Putem, oricât am încercat noi să spunem, mă, nu mă pot compara cu lumea, nici nu cunosc ăștia din lume care cântă și așa mai departe, dar știu că ăștia fac bani buni. Lucrarea lui Dumnezeu nu-i nici job, nici business. Să ne păzească Dumnezeu de așa ceva. Pentru că dacă facem așa și ne permitem să furăm din darurile lui Dumnezeu, cu niciun chip nu-L vom vedea pe El. Fost un om... Pe nume Gehazi. știți ce a făcut asta? Mă slujim ca să ne dai un dar. Auzi, în dragă, ba nu ne trebuie, dar un dar ne poți da. O mașină cu o căsuță. Păi ce, dacă slujești, trebuie să am vreun beneficiu din slujba mea? Câte vile a avut apostolul Pavel și cât e, eu știu ce mai era prin vemea aia, mod de transport, a avut corabia lui personală niciuna. Cine vrea să trăiască din Evanghelie, e cam greu pentru vremea asta. Până nu trebuie să-l vezi doldora de bani, nici vorbă. Cine vrea să trăiască din Evanghelie, slăvit să fie Domnul. Poate trăi. Dar asta înseamnă să fii dedicat numai și numai Evangheliei. Mergem mai departe că timpul zboară. Hai să vă mai dau totuși două exemple. M-a întrebat odată un frate mai de departe, mă chema acolo. Mă, frate Paul, am văzut că s-o tot eschivează. Zice, auzi, te rog frumos să-mi spui ce pretenții ai. Mă zic, dar asta de unde ai mai scos o sfință? Iar Domnul Iisus, auzi, mă, pretenții. Mă zic, fi pocăit, mă. Altul? Zice, auzi, ca să-ți dă mai mult, că poate nu mai vii pe la noi. I-am zis, frate, știi că banii ăia pe care vrei să-mi dai nu s nici banii dumitale și nici măcar banii biserici, ci banii lui Dumnezeu? Știi că la darul lui Dumnezeu pe care l-a adus frații la adunare? I-am spus, ai de grijă. Cu darurile lui Dumnezeu nu trebuie să te joci. Și apoi, sigur, o trecut. Al doilea punct. Am văzut ce înseamnă a fura. De ce fură oamenii, nu pocăiții? Trebuie să rectific oamenii. Conform proverbe 9 cu 17, furtul are gust și dulce gustul. Apoi unii fură din obișnuință, alții se uită în curtea vecinului și își doresc și ei ce au cei din jur alții zlacomii Nu se mai statură niciodată oricât au. Mai mult și mai mult și mai mult, Domnul, să ne păzească de asemenea Duh de lăcomie. Chiar, chiar n-am auzit așa o predică despre lăcomie, frate Nelu, poate că n-ar fi rău data viitoare sau altcineva să pregătească o predică despre lăcomie, că atât ai de des amintită lăcomia în Scriptură, de nu vă vine să credeți. Și alții fură ca să-și consolideze ceea ce au, adică să tem nu cumva să piardă. Și mergem la ultimul punct.